Combinația de usturoi și apă te va scuti de o grămadă de boli. Inițial, după vârsta de 40 de ani, corpul meu a început să mă atace. Am început să obosesc foarte repede, mi s-au umflat picioarele, am avut adesea greață și mă simțeam mereu rău. Îmi lipsea respirația. Una peste alta, acest lucru nu a fost surprinzător cu greutatea mea de 90 kg. În plus, am început să observ că nu aud bine. Apoi a început să mă deranjeze țiuitul constant din urechi, care s-a oprit pentru scurt timp, dar apoi a reapărut. Mă durea îngrozitor gâtul și spatele, iar cireașa de pe tort a fost când vederea a început să-mi slăbească. Nu e de mirare că am început să fiu deprimată. Într-o zi, chiar înainte de Paște, am fost la cumpărături și am luat un coș mare cu ouă. La ușa pieței era o bunică mică care vindea usturoi. Am crezut că vreau să gătesc carne cu usturoi și să o prăjesc. M-am apropiat de bătrână, dar ochii mi s-au mărit și am simțit o lovitură de ciocan în capul meu. M-am înnegrit cu totul. Coșul a căzut, jumătate din ouă s-au spart, produsele din pungi s-au vărsat. Ca să mă trezesc, bunica mi-a dat să miros amoniac. În timp ce îmi trageam răsuflarea, ea m-a sfătuit să încerc o rețetă veche cu care se răsfăța de 20 de ani și care o făcea să se simtă bine. Mântuirea stă în usturoiul obișnuit. Bunica mi-a dat o rețetă în care nu am crezut-o la început, dar am decis să o încerc din disperare. Și ce s-a întâmplat? Deja la jumătatea cursului am început să mă simt mult mai bine. Mi-a dispărut dispnea, mi-au dispărut umflarea și greața, tinitusul a scăzut, iar la sfârșitul cursului nu numai că mi-am revenit, ci am și slăbit. Celebrul zgomot din urechi mi-a trecut complet, m-am simțit mai tânără și mi-a revenit vederea. Iată rețeta. Se macină într-un mojar sau se presară 50 de căței de usturoi. Cumpărați doar usturoi de casă, nu chinezesc. Se toarnă piureul de usturoi într-un pahar cu apă rece fiartă și se pune la loc cald timp de 3 zile. Acoperiți cu un prosop curat și gata. Apoi strecurați medicamentul. Pune-l la frigider. Se beau 8-10 picături de infuzie, dizolvându-le într-o linguriță de apă rece de 3 ori pe zi. Utilizați infuzia de usturoi pentru ateroscleroza, boli ale sistemului cardiovascular, prevenirea infarctului miocardic, curățarea organismului de depozitele de grăsime, îmbunătățirea metabolismului, restabilirea vederii, prevenirea dezvoltării aterosclerozei, întinerirea organismului. Repetați cursul tratamentului după 5 ani. Medicamentul nu trebuie consumat de persoanele cu ulcer gastric și ulcer duodenal, precum și gastrită cu aciditate ridicată.